Bună ziua! Eu mă numesc Gabriel și de data asta o să joc pentru voi Lego The Movie The Video Game, nu știu cum să ia. Și îți dau motive în ce caz vreau să joc acest joc astăzi. Este pentru că n-am jucat în viața mea un joc Lego, așa că habar n-am cum e. Și al doilea motiv este pentru că mi-am cumpărat un controller de Xbox 360 pentru PC și am vrut să-l încerc, nu să văd cum e. Și plus că m-am auzit filmul că este foarte bun, că e bazat pe un film acest joc și că acest joc conține spoilere de la filme, e foarte faithful filmului, așa că dacă vreți să vedeți întâi filmul să nu vă strică nimic, atunci nu vă uitați deocamdată la aceste filmulețe și uitați-vă la film și după aia reveniți. Primul lucru să zic este că imediat mi-a selectat controllerul și n-am avut probleme, am intrat prima dată în joc și vă arăt aici. Am făcut un save file fiindcă n-am putut să schimb rezoluția după ce am intrat în joc. Mi se pare prostie asta și o trebuie să pun la rezoluția pe care o doresc fiindcă na, înregistrez și programul e setat la o rezoluție anume și de aceea, așa că yes. Mi se pare puțin ciudat controlul ăsta de Xbox 360 fiindcă eu sunt fan Sony și sunt obișnuit de 10 ani tot joc cu controlul DualShock 3 și mi se pare puțin tare ciudat. Și de aceea da, nu cred că o să am treabă, cred că o să mă obișnuiesc. Că m-a putut să ajuți, o să auziți multe zgomote fiindcă țin controlul aproape de microfon. He is coming. Cover your butt. Cover the what? Cover the what? Vocea lui Will Ferrell. Vitruvius. Lord business. You've hidden the Kraggle well, old man. We have to stop him from getting. Și Morgan Freeman. Good luck. I've got like dozens of robots. Destroy them. Oh, goodness. Shit. This is all very dramatic, isn't it? If we survive this onslaught, I shall turn this day's events. Ale William Shakespeare. Și este Cleopatra. Why are you resisting, Vitruvius? You know I'm going to beat you. Nici bun cu butonul ăsta e schimb. Well, if robots won't work, then I've got another idea. Deploy the pointed laser. Keep pointed away laser. From yonder deadly ruby ray. Jump thyself over it, if thou must. Whoa! Aim at them, you fools! Oh, can't you do anything right? Oh, shit! Nice. What are you doing? When we get back to the office, I'm going to have some pretty bad things to put on all of your performance events that you're building. That doesn't look like an approved building set. That. I can't jump high enough. Oh, cine? Cleopatra? Shakespeare? Să bun. What? Only female character can jump. Cum zici? Quickly, jump onto the launch button. Nu știu ce creatori de jocuri, cred că femeile au pus să sară mai tare decât noi. Și mai sus. You guys are the worst. Well, if robots and lasers can't destroy you, then I'll try lots more robots. Oh, what bold and original thinking. If I had offered his plan, I could send a flock of harpies. Deci am numai... Don't give him ideas. Deci am numai un buton de attack. You robots are useless. You're meant to be destroying them. Why do I even face you? Și cu unul schimb personajele. Whoever said that, I will punch you into the lava. Okay, we're gonna try the laser again. And this time, guys, I don't want you to be disappointed. I want to see them cut in half. You understand? I will also accept cutting their heads off. What are you doing? Don't aim it there! Why are you sabotaging me? Another rocket, Vitruvius? Are you gonna miss me with that one as well? Legos! You missed again! I didn't even flinch that time. Leave this to me. Look at me, Vitruvius. I'm quaking in my massive, powerful boots. Except I'm not. I'm actually being sarcastic, because I am completely unconcerned by you.
Let's chip chilies on me. Just fuck. Give up, Vitruvius. Never. Ce vrea să fac? Hold it, massive Lego object. I'm losing patience. Oh, frate, s-a obișnuit cu controlul de la. Cred că trebuie să selectez pe ăsta întâi. Încerc să nu s-a obișnuit cu controlul ăsta deloc. Așa. Got you just where I want. Și înainte de jocul ăsta mai a apărut și Marvel Lego și mereu alea cu super weapon is my cu Batman și cu Indiana Jones și cu Star Wars. Now my evil power will be unlimited. Can you feel me? I can feel you. Woo! Nothing's gonna stop me now. Wait. There was a prophecy. Oh, now there's a prophecy. About the piece of resistance. Oh, yes. The supposed missing piece of resistance that can somehow magically disarm the crackle. Give me a break. One day, a talented lasso fellow, a special one with face of yellow, will make the piece of resistance found from its hiding refuge underground. And with a noble army at the helm, this master builder will thwart the crackle and save the realm. And be the greatest, most interesting, most important person of all times. All this is true. Because it runs. Așa, cred că toate sclipuri din film. One? What a bunch of hippie dippy baloney. Am zis că filmul a fost făcut cu CGI, dar și cu stop motion. Ok, apăs pe X, încă s-a întâmplat. Eroul nostru! Good morning, apartment! Good morning, doorway! Good morning, wall! Good morning, ceiling! Good morning, floor! Ready to start the day! Ah, here it is! Instructions to fit in, have everybody like you, and always be happy! Step one, breathe. Okay, got that one down. Step two, greet the day, smile, and say, good morning, city! Good morning, city! Ah, good morning, city! Good morning, city! Good morning, city! Good morning, city. How you doing? Hey, come on, we gotta get to work. We gotta get to work. Grafica, nu știu, așa, așa. Așa, așa, așa. Nu e rău, dar nu știu, pe mine jocul ăsta Lego nici nu prea mă dă pe spate. Ah, mai era și mai era și jocul ăla Lego City Undercover, care e numai pentru Wii U. Ah, Wii U, câte probleme ai tu. Hold, hold. Tot apăs pe el. Bun. Mamă, frate, ce-s cu loading-urile astea? În filmul s-a apar și personaje DC. Batman, Superman, Wonder Woman. Did you see where are my pants last night? Where are my pants? Where are my pants? Classic episode. Everything is instructions coming in from Central. Okay, it says here to take everything weird and blow it up. Foarte mult întrerupe și... Let's make it look exactly like it does in the instruction. Și cutscene-uri în film. Hey, almost home time and you still haven't built the porch for the I cred că dacă aș fi un copil mic mi-ar plăcea tare mult în jocul ăsta, cum ar fi și cu jocurile Mario care au apărut în
în ultima vreme. Mie nici jocurile mari nu prea mai mi-au plăcut. Aș fi tare curios să joc ultimul, Super Mario 3D World, care e exclusiv pentru Wii U. Pare interesant. Galaxy l-am jucat puțin pentru Wii, dar nu mi-a plăcut și o să că tot mă vârf aici în timp ce vorbesc. Find the instructor. Ok, where is the instructor? Tu ești? Nu. Asta este cu... Ok, aici sus. Eu tot vorbesc și mă învârt în cercuri. I have an instruction page for the building course. Ok, deci... un page. Aici trebuie să mă duc. Delivery tube's busted. I hope you've got a wrench with me. I do. Acolo un lacăt mare. Și cum ziceam, e tare curios un joc. Multă lume zicea și despre... Only turrets in care analyze our buildings that can destroy. Bine. Ăștia care făcea review la joc ziceau că la Mario Galaxy și dacă ești copil și adult o să-ți placă multe, scoate copilul din tine, ceva de genul, și am zis ok. N-am mai jucat de mult un joc Mario care să placă. Și am fost dezamăgit. Și așa că continuarea nici măcar n-am mai încercat-o. Da, sper că ăla va fi mai bun. Nu știu cât vine vorba de Wii, nu știu dacă o să-mi cumpăr, că odată a fost varianta aia de 8 giga, doar era și la 10 milioane la Media Galaxy. Da, nu m-o tentat, sincer. Prea puține jocuri și pe viitor foarte puține apar și așa de third party. Toate sunt întârziate, au delay. Cred că toți third developeri așteaptă să vândă mai multe console ca să chine să le pună pe sistemul lor. Ok, frate, ce se întâmplă aici? Gheo. Asta pot să fac ceva. Oh, man, vreau să ajung un joc Lego. Excellent instructions. Now we have purpose. Și că vine vorba și de... All right. Now get that porch built. Ok. Ok, punem aici un copac. Asta a fost tot? Păi, eu înțeleg că e pentru copii, dar totuși, mă, frate. Wow! Hey! About time. It's so nice of you to grace us with your presence. I need you pair to do some deconstruction. So grab a drill from the equipment shed. Equipment shed. Equipment shed. Uite aici. Mi-e interes că nu ați intrat aici. Repair! Și că vine vorba de controle și Wii U și... și console și Wii U. Dacă zici tu... și ăștia de la Media Galaxy au avut un PlayStation 4 expus și bineînțeles că nu m-am putut abține să nu-l iau puțin în mână. Să-l probez, mai ales că m-am dus eu și nu era nici dracu acolo. Nici angajații nu erau, că tot vreau să întreb niște întrebări, dar nici pe dracu. Eu nu să întreb dacă și controlul ăsta are garanția, nimeni m-a băgat în seamă și nimeni m-am închinit, l-am luat așa și te văd, merg dracu. Au probabil crezut că vreau să fiu lăsat în pace. Și am pus mâna pe controlul de la PS4, intitulat DualShock 4. Ok, hold to drill. Drill what? Remember, you
gotta get rid of that gun. Ce să... Oh, și căcatul ăsta mă face distrug. E, și cum vreau să zic, că nu prea m-a impresionat controlul de la PlayStation 4, nu știu în ce cauză, e... Joystick-urile pe el mi s-au părut foarte mici. Și primul lucru ce mi-a sărit în evidență este că guma de pe ele, frate, e deja ruptă și date jos. Și vreau să întreb acolo pe angajați, de cât timp ați avut expus, deja am văzut, cum Dumnezeu să rupă guma asta la el? Ce oameni au cul umblă cu ele? Nu înțelegeam. I'm going to manage the roadhouse and garden. Am demolat totul. She wrote, opa. Se chiar că joacă copii mici. E Lego, nu știu la ce m-am așteptat. Și nu numai că erau mai mici joystick-urile, dar erau și foarte apropiate unul de altul și tot controlul mi s-a părut mai mic. Eu unul personal am... Good work. Next I'm gonna need you to knock down that apartment block, all right? But those drills, they ain't up to the job. So instead, how's about you go find some instructions to build a wrecking ball, huh? Vreau să zic că... Hey, have you got the plans for building a wrecking ball? Lăsați-mă să vorbesc. I think so. Well, somewhere. I can't check until we get that instruction machine working. Of course. Any chance you could help with that? Find a way to get the instruction machine. Come on, why won't you work? Just turn to the next instruction page. Is that so much to ask? Lousy machine. Is anyone going to unload this truck? I'm on a schedule here, you know. I'm coming. No, Pinjo. Yeah, keep it moving. All the way. Să schimbăm pe Emmet. Kelly, personajul principal. All right, you're there. Moment să sufl nasul. Hey, just move. Did someone do something? If you did, do it some more. Și cum vreau să zic eu, unul nu am așa mâini mari, dar nici mici, sunt normale și mi s-a părut așa mic controlul și ideea e că americanii o grămadă au toți mâinile mari și nu știu lor cum mi se va potrivi controlul ăla. Dar ce vreau să zic că și pentru mine, care n-am mâini așa mari, mi se pare mic, nu știu, tare ciudat. Și nu numai asta, dar... trigger-urile, butoanele din spate, mie nu mi se pare, nu știu, mi se par foarte mici și parcă nu sunt chiar așa comode. Ce Dumnezeu să întâmplă? Și plus că în unde sunt butoanele la el și D-pad-ul, celelalte butoane stânga. Mă încă poate nu știți unde, ce înseamnă D-pad. Fine, vârste, cum vrei avea. Și e material din ăla lucios. Nu știu dacă știți cum era PlayStation 3, prima variantă, varianta fat. Și ce Dumnezeu s-a gândit să pun acolo, unde toată lumea pune degetele, să pună material din ăla care rămâne amprente. Nu înțeleg. Lumina aia în timp, spate, știți, care un fel de lumină senzor, ce Dumnezeu și aia, și aia arată bine, da? Nu știu, când am văzut că guma aia s-o duc jos de pe joystick-uri și nu știu ce Dumnezeu a putut să facă cu ea, să... Mă, poate chiar, nu, n-a avut nimeni grijă de ea, că... Nu știu. Am pus mâna și pe... consolă și nu era așa chiar caldă. Spre surprinderea mea era ok. Am poate stă toată ziua în standby și nu se joacă nimeni, dar na, știți voi când să find a way to reverse the conveyor belt. Nu știu ce vreau să fac în spate, nu văd nimica. Ce vreau să fac? Tati, ce vrei să fac? Need to reverse that conveyor belt if you want to get up to the roof. So, you got any idea how to get to the switch?
acum trebuie să selectez pe ăsta. Bun, selectăm pe ăsta. Dar cred că mi-l selectează direct dacă apăs pe buton. Da. Și anul ăsta nu cred că o să-mi cumpăr PlayStation 4, fiindcă ce jocuri o să apară nu prea mă impresiona mare lucru. Anul ăsta o să apară The Order 8086, care sincer aș vrea să-l joc, dar încă n-am văzut destul despre ăsta și nu cred că e un joc din ăsta must play ca să-mi iau o consolă pentru el și în curând o să primim Infamous Second Son. Infamous Second Son și sincer n-am jucat niciva cele două pentru PS3. Nu știu, am jucat demo-le și nu prea m-am impresionat, să dau bani pe ele. Mi se pur puțin ciudat. Ar trebui să selectez femeia. Sexist e jocul ăsta. Asta? Nu ce vrea. Vreau să împing asta? Și da, Drive Club mai trebuie să apară pentru PlayStation 4 anul ăsta, ci că... Și nu știu, eu sunt fan Sony, dar deocamdată nu este așa mare lucru ce să mă atragă, să zic că da... Trebuie neapărat ăsta, nu știu. Și s-ar putea să-mi iau un Xbox One, dar deocamdată și cu ăla. Eu cu Titanfall nu prea îs. Pentru voi mai degrabă l-aș cumpăra să joc, că mă trebuie să-mi iau și o placă de captură, care așa e extrem de scumpă. Și... Dance, Legos, dance! Ok, wow! Așa că nu sunt obișnuit cu controlul ăsta, prima oară când joc X aici. Da, dacă aș fi un copil mic, tare mă n-ar plăcea jocul ăsta, e tare de regalaj, dar... mai scopit de mult timp. Poate dacă aș avea un prum, m-aș plăcea a juca cu el în doi ceva, dar așa, de unul singur, cam... Nu știu. Nu putem sări pe asta, ce dracu. Bravo, băieții, m-am mers apoi la muncă. Știți ca și lucrătorii noștri din România. Give it to me. Și vreau să fac un video separat, probabil vreau să joc Nidhogg. Build me a wrecking ball. Și acolo vreau să vorbesc despre canalul meu și cam ce aș vrea să fac cu viitor cu el. Cam mare așa ceva să vedeți pe canalul meu, numai let's play-uri din astea. E ăsta, piesa asta. Și în acel video vreau să... Ok, nu știu ce mai dă opțiunea, oricum nici cer ce să aleg. Nu mă las pe mine să ce vreau eu. Now take a big swing and knock down that eyesore. Ok, ce trebuie să fac?
Yeah, and again. Okay. Oh, shit, am crezut că vine apoi sus.